Dăritul vestit este adus de echipa de milițieni în sat și când a intrat în sat era atât de slăbit, aproape 40 de kilograme mai de părintele, uscat și era, nimeni nu l-a cunoscut. Totuși, părintele vestit cunoștea satul, a fost învățat să cunoască satul. Un mod de socializare care atât de mult îmi doresc, deschid o paranteză, că tradiția bunicilor noștri, fiind un an omagiar pentru pastorația bătrânilor, ne amintește despre bătrânii care au locuit în satele acestea. Și acești bătrâni se cunoșteau între ei atât de bine, încât ei n-au avut mijloacele acestea digitale. Între ele, generațiile pe care odinioară au fost pe front, odinioară au luptat pentru țară și cei prezenți. Tare mult mi-aș dori copiii noștri, noi, să ne cunoaștem vecinii din bloc, vecinii din jurul nostru, să ne cunoaștem satul, să ne cunoaștem dascăle care au învățat, profesorii care au întemeiat o școală, oamenii de cultură și de geniu din țara noastră, din satul nostru, cei care au făcut ceva pentru locul în care am stat. Este atât de important să ne antrenăm memoria cu lucrurile acestea, pentru că atât a mai rămas din țară. Din țara aceasta atât a mai rămas. Identitatea ei. În rest, trăim într-o țară în care am pierdut atributele ei. Și de independență, și de economie, și de constituție, și politică. Am pierdut atributele statului român la orice nivel. A mai rămas un lucru. Identitatea noastră. Identitatea care vine de la faptul că am o mamă, am un tată, sunt creștin, am o identitate care o cunoaște administrația statului și prin faptul că spiritualitatea și ideea de viața mea, ideea de viață care trăiesc, sunt profund atașate de ceea ce ne-a învățat pe noi Dumnezeu. Dar închid paranteza și mă întorc la Părintele Iustin. Părintele Iustin a ajuns în zonă și a stat foarte mult timp, supravegheat de securitate și a înțeles lucrul acesta. Dumnezeu a lucrat să ajungă la Mănăstirea Secu, apoi la Mănăstirea Bistrița, cu experiențele duhovnicești. În 90, i s-a dat Îngerul Domnului un bătrân la 80, un bătrân la 75 de ani aproape, îi spune Îngerul Domnului va trebui să ridice o mănăstire. Deci, care o știți la Hașca? O mănăstire despre care s-a spus la vârsta de 7 ani. Poate veți merge cu mai multe atenție pe drumul care ducă la mănăstirea Drapetul Rodă, veți vedea două drapele foarte mari acolo. Un drapel pe deal și unul la poarta mănăstirii. Drapelul de pe deal arată locul unde Părintele Iustin la vârsta de 7 ani în ăștia turmele satului. I s-a arătat Îngerul Domnului și a spus, tu acolo vei face o mănăstire. Ce-i credințarea unui copil doar de 7 ani? După 70 de ani, aproape, iată că îi se arată Îngerul și spune, ai uitat că trebuie să faci o mănăstire. Și se apucă Părintele Iustin de la iarbă verde, cum zicem noi, și cu ajutorul ucenicilor credincioșilor, și a ridicat una, două mănăstiri, în afară de ce ajutor sau ce a mai acordat celor care l-au cunoscut și celor care erau nevoiași. Deci Părintele Iustin se retrage la mănăstirea Hașca, cum zicem noi, la Petru Vodă și începe activitatea lui. Activitate în care, repet, nu poți vorbi despre un om mare cât Universul. Doar putem relata din experiențele personale. Cum a zis și doamna Erhan, că fiecare am avut o experiență cu Sfinția sa, iar experiența ne duce la gândul că Dumnezeu este totdeauna cu noi. Dumnezeu este Cel care primește frumosul.
Este atât de important să-i cânti lui Dumnezeu. Este atât de important să cânti ceea ce este frumos pe fața Pământului. De ce să cântăm despre cele rele? Chiar mi-aduc aminte, am venit odată la Părintele Iustin, grupul 3 Sud-Est. Zic bine, da? A intrat la Părintele Iustin și Părintele Iustin privește la ei, a fost foarte curios. Ce zice Părintele Iustin lor? Și Părintele Iustin a privit, nu știa pe cine are în față, niște tine. E vorba de anii 90. Erau privat atunci de Sud-Est. Se uită la ei și zice, mă, când dragii cântă, îngerii nu dansează. Și ei atunci s-au văzut descoperiți și le-a zis, măi, Părintele, v-ați dat seama când noi cântăm pe scenă. Știi ce a zis Părintele Iustin? Nu i-am umplut. A zis să cântați mai departe, dar să cântați ce este frumos. Ceea ce leagă iubirile între oameni, ceea ce este romantic, ceea ce este pur. Nu vă duceți în cluburi de noapte, în cluburi în care patima, păcatul, dezbinarea este la masă. Și voi să cântați pentru ceea ce este frumos, ceea ce cântă omul. Să vă spun un lucru. Citeam la Sfinții Părinți Sfântul Teofan, zăvorâtul zice, el era zăvorât și din experiența proprie zice, oamenii pe pământ când trăiesc, întotdeauna au nevoie de o mântuire. Nu putem trăi fără o mântuire, fără o bucurie în suflet. Că spunea ceva despre bucurie, uite chiar mare spunea că ce bucurie este faptul că suntem aici. Proprie pe care a trăit-o împreună cu foștii duhovnici de la mănăstirile Durău, Secu, Bistrița, Sihăstria, experiența pe care a trăit-o cu mulți credincioși care veneau la mănăstirea Petru Vodă, arată că Părintele era un om dedicat celor care vin oameni în fața lui. Oameni care își înțeleg menirea aici pe pământ. Doamna profesor Han și-a înțeles și ea menirea aici pe pământ. Pentru că așa se spune despre un dascăl. Un dascăl întotdeauna are referințe foarte bune în educația copiilor. În primul rând, este foarte atent cât privește, cum zice Iisus Hristos, cum se spune despre Iisus Hristos. Îi învăța pe oameni ca unul care avea putere. Oare ce înseamnă că Iisus avea putere? În primul rând, puterea aceasta este dată de faptul că El știa ce să le vorbească. Adică Părintele Iustin și un profesor, vă dau un exemplu, doamna Dumitrina, știa ce să le vorbească copiilor, tinerilor, celor care sunt la un alt nivel de vârstă. Al doilea criteriu ar fi faptul că și-a văzut vocația, Părintele Iustin și-a văzut vocația personală în mănăstire, dar a putut vedea și vocația oamenilor din fața lui. Chiar deschid o paranteză, venise la Părintele Iustin, o familie foarte înstărită din Bacău, cu fiica și îi zice, Părintele Iustin, iată, am venit cu fiica noastră aici, la Sfinția voastră, peste două săptămâni fiica noastră susține examenul de medicină, și a venit să-i dați o binecuvântare ca să reușească la examen, să nu aibă emoții. Și Părintele Iustin se uită la fată, zice, bă, dar să știți că fiica voastră nu este de medicină. Atât de mult s-au tulburat părinții mei, care zic, Părinte, dar gândiți-vă, noi avem 2 ani de meditație. Dosarul l-am introdus la facultate, cum să nu dea la medicină dacă noi asta am vrut? Și zice, nu este mai noi la ea, nu-i fata asta de medicină. Și părinții zic, bine, Părinte, dar pentru ce e fiica noastră? Păi eu zic că fiica noastră este de agronomie. Vai, cum, la prășit cu, pe câmp, la cules via și pom ferea, spun, nu, Părinte, nu, noi plecăm, deci nu se poate să... Și iată că anii au curs.
o fată frumoasă, credincioasă, foarte inteligentă, reușește din prima la examenul medicin de la Iași, în primii trei. Și a dus-o așa cu bursier, ajunge să prinde examenul de rezidențiat, printre primii, își alege un domeniu foarte, foarte interesant și ajunge fiica lor să intre pentru prima dată în sala de operații ca medic rezident. Echipată cum se echipează un medic când face o intervenție chirurgicală. După ce se așează cu ceilalți medici specialiști, acolo și deschide, se produce preșa ca să poată să continue operația, aleșirea, fata. Medicul ei, medicul specialist, zice, a, fetele astea, știți cum e, ție, nu cură de slăbire, nu mai au calciu, ia, faceți repede o perfuzie cu niște calciu și și-a revenit. A doua oară, în sala de operații, echipată, medic rezident, chirurg, iarăși leșin. Și atunci, specialistul zice, bă, tu ai o problemă. Își cheamă părinții și părinții merg cu ea la o clinică din Viena. Se descoperă că are un sindrom pe culoarea sângelui. Ori de câte ori va vedea sânge tăiat cu mâna ei, leșina. S-a încheiat cariera de medic. Și ea și-aduce aminte aproape trecuse 7 ani. Și zice, vai, dar părintele Iustin mi-a spus că nu sunt de medicină. Dar oare ce crezi că trebuie să fac? A, agronomie. Părinții ei au avut cu ce să facă investiția, a cumpărat vreo 50 de hectare de deal însorit și a pus acolo livadă. Eu vreau să vă spun că și noi la Bulescu avem fructe aduse ca un dar așa de această doamnă și care în momentul de față are un venit cât 5.000 de salarii de medic. Dar nu și-a cunoscut atunci chemarea ei. Ăsta a fost părintele Iustin. Părintele Iustin care, repet, își cunoștea și cunoștea vocația. Puterea dascălului sau învățăturile bine și prin faptul că își asumă învățătura care o predă. Eu vă spun sincer, un profesor care predă, oricare ar fi el, un profesor de ce? Ea un super profesor, întotdeauna va avea colegi care îl contesta, îl vor bârfi. Tot timpul există pentru ceva la profesorul tare care este bine cotat. Și Iisus a fost bârfit. Cine știe cu ce face el chestiile astea? Minunite. L-au învinuit în toate felurile. Dar puterea a fost faptul că și-a asumat lucrurile acestea. Deci Iisus era contestat că face cu puterea lui Belzebul sau altfel de vorbe urâte, iar un profesor care este de profesie, un de mare caracter, întotdeauna nu va lua aminte la bârfele și vorbele de rău care sunt spuse așa de cei din jurul lui. Și își asumă întotdeauna învățătura pe care o predă. Lucruri pe care noi le-am văzut la părintele Iustin, adică și-a asumat lucrurile acestea, pe care le-am vorbit, s-au văzut că ele s-au transpus în adevăr și a devenit foarte căutat de oameni. Chiar mi-am amintesc odată venit un domn ofițer din județele vecine cu noi, un domn ofițer care zice, părinte, am o foarte mare problemă cu etnia de zonă. Care mă supăr. Eu sunt colonel în jandarmerie și oamenii aceștia de etnie îmi fac probleme. Sunt răzvrătitori, chiar nu mai respectă autoritățile de stat, se văd ei mari și tari.